He, am vorbit cu mulți oameni în weekend la podcastul Vocea Nației, apoi am stat o oră cu abonații de pe pagina noastră de YouTube și aseară m-am trezit întrebându-mă: dar dacă nu învățăm nimic, dar nimic din ce ni se întâmplă? De asta mi-e cel mai groază. Vin iar alegeri, suntem iar cu răul cel mai mic. Iar e țara, dumne, pe muche de cuțit. Iar e atomică treaba. Dar așa am fost noi mereu, vă amintiți? Dacă ne privește cineva de afară, de departe, probabil părem unii care se isterizează maxim periodic, după care dorm buștean cum dormea Bode pe bancheta din spate. Și mi se pare foarte tare că oricum am vota, pare că tot acolo ajungem. Nu vreau să instig la absenteism sau altele, cum mai înțeleg tot felul de cetățeni. Nu, e important să mergem la vot chiar dacă ne anulăm votul. Dar ce e, fraților, cu noi? Știți bancul ăla cu bețivul care se sprijinea așa de un stâlp de iluminat de pe stradă și să tot sprijinea așa, să tot sprijinea? I-a dat roată de câteva ore așa, după care zice: m-au zidit. Nu vi se pare că ăștia suntem noi în istorie? La, 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 la. Să vină responsabilul! Comisia Europeană acordă 900 de milioane de euro pentru autostrada Sibiu. Domn președinte, să vedeți ce crește metru pătrat în oraș. Mamă! În locul dumneavoastră, acum când începe școala, aș băga niște meditații și aș cumpăra niște extravilane. Știți ce zic? Nu mult, așa 200-300 de hectare. Să aveți și dumneavoastră la bătrânețe, să nu stați după pensie. Continuă povestea ministrului Bode. Mai au puțin cei din PNL și îl fac martir. Un fel de adormire a Maicii Domnului pe bancheta din spate, ca să zic așa. Da, el nu știa, domne, nimic, pentru că dormea. Mașina făcea uite așa și el dormea. Adevărul e că de vreo 30 de ani dorm toți ministrii transporturilor. Elevii ar putea merge la școală de la 1 octombrie. E un scenariu despre care premierul Orban ba vorbește, ba nu vorbește. Stilul ăla, domne, zicem de toate ca să părem pregătiți, competenți. E exact ca la examen. Umple toată multe foi să vadă domn profesor că ai învățat. Ce dacă n-ai picat pe subiect? Alexandru Rafila spune că muzica este cea mai riscantă materie din programă în context pandemic. Corect, mai ales dacă n-ai voce, risc să te bată colegii. Statul român a dat în judecată două companii din Coreea și Elveția pentru o țeapă de 4 milioane de euro cu ventilatoare medicale. Foarte urât. Și cicau restanțe și la parandărăt. Dă-o încolo. Un preot care recomanda țuiculița ca leac pentru COVID a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Șerifule, să-ți dea Dumnezeu sănătate, iar după aia să-ți dea și minte. Bolnavul de COVID care a sunat în zadar de 69 de ori la DSP Ilfov a fost contactat imediat după ce cazul său a apărut în presă. Ce fraier! De bolnav, zic, da. Cum să sun, mă, frate, la DSP? Sun la ProTV, la Libertatea, la Adevărul, dacă vrei să rezolvi ceva. Alo, domnul Tolontan, să rumâna doamna Esca. Cum să sun, mă, la DSP? Nici nu-i știi pe oamenii ăia. Un consilier local dintr-o comună din Prahova a fost prins la furat ștuleți alături de fiul său. Oulă, asta ne așteaptă? O să vedem primari dând în cap la marginea drumului?